era nepotul meu. O seară chiar extraordinar de frumoasă pentru fotbalul nostru. Prima corectură trebuie să spunem că n-a fost o luptă într-un noroi înghețat, pentru că, într-adevăr, n-a fost cel mai bun teren, dar în niciun caz n-a fost teren prost la condițiile pe care le-am avut în atmosferice în ultimul timp. Așa că felicitări echipei care s-au ocupat de teren. După aia felicitări echipei. A jucat un timp excepțional, să întorci CFR Cluj, să dai două goluri când CFR-ul dă un gol și după care... Și am jucat fotbal. Am fost buni, am fost reactivi. Bravo, bravo lui Marius și eram sigur că dacă avem teren cât de cât bun jucăm fotbal. Cred că ne gândim la play-off și nu e rău să ne gândim la play-off. A treia victorie pe teren propriu, a cincea victorie în ultimele 6 dueluri. Suntem acolo unde vă doreați să fie echipa asta la începutul sezonului? Aproape. Adică avem nevoie încă de 9 puncte ca să fim în play-off și nu va fi ușor. În orice caz, în seara asta se bați campioana care nu au luat bătaie până acum și se bați de o manieră cumva fotbalistică, nici de cum un gol norocos sau ceva de genul. Am avut șanse, puteam chiar priza a doua, dacă avea mai multă inspirație, făceam mai mult. Oricum, am văzut un Hervi genial în seara asta. Asta este Hervi Nogenda. Cine nu-l știe, de-aia l-am readus din Italia, de-aia am insistat enorm de mult să vină la Botoșani și Marius a înțeles lucrul ăsta și senzațional copilul, dar tot echipa bună, un Hido, un portar care m-a scos în minutul 90, așa că ce să mai spun, felicitări, bravo lor! S-a rezultat lipsa lui Haros din apărare? Nu, dar am spus de altfel, să știți că la Botoșani când pleacă un fotbalist, nu lasă gol în urma lui. Sunt, ați văzut, aici era Meleche, da, era racovițean, adică copiii vin, sper să fie pregătiți pentru meciul următor. Dar cu Andrei Chindi și Imperial și cu Cerone, care e om de echipă națională, n-ai ce să le faci. Foarte, foarte bine s-au apărat. Nici nu au avut, adică nu i-a dat mingea lui CFR Cluj ca să ne arunce 100 de mingi în careu acolo. Atunci când stăpânești terenul în mijlocul cu un Papa, cu un Rodriguez și cu un Hervin, e greu să adică apărarea e un pic mai ușor. Pentru apărarea. Este următorul produs de export al Botoșanului, Keita? Nu, no, la Keita am o problemă. În seara s-a jucat prost. Am sentimentul că e în vârfuri și nu știu ce să fac mai departe cu el. Pentru că el este jucătorul nostru până în vară. Deci e ultimul șansă de contract și poate să ne acord cine. O să vedem. Eu mă gândesc mult la Mawas, mă gândesc mult la Hervin. O să văd copiii ăștia care apar bine. Nu vorbesc de Andrei Chindeș, care ar trebui să fie un produs bun. Cred că portarul care are ofer din Germania, din Austria și în vară s-ar putea să dau drum. Depinde de lot și de ce portar mai găsim. Dar nu am, la momentul ăsta nu mă gândesc la ce voi vinde. La momentul ăsta mă gândesc cum prindem play-off ca să demonstrăm că Botoșani e o echipă de fotbal care cumva aș vrea să respecte, dar n-aș vrea să extind discuția pentru că încă n-am făcut mare lucru. Suntem cu 33 de puncte, suntem pe locul 5. Eu cred că avem puterea de a intra în un play-off. Dar fotbal din seara asta îmi dă convingerea. Meciul de la Târgoviște, ultima dată, cu echipa la Târgoviște, unde am jucat la 2-0 și am bătut cu 3-2. Astăzi întorci Clujul la 1-0. Am început, de fapt, la 1-0. Să bați CFR Cluj. Eu spun că e senzațională echipa. Urmează comanda lui Rădoi, jucătorul? Nu. M-am bucurat să vezi selecționerii că vin la meci la Botoșani. Bănuiesc că are un jucător pe la Cluj, să-i vadă. Din păcate, cred că a văzut mulți, dar din fericire, cred că a văzut mulți la Botoșani. Dar numai că ai mei nu sunt de echipa națională României. Dar asta e. Un Braun care joacă excepțional. Adică echipa din seara asta a fost, echipa noastră a jucat fotbal. Și ce mi se pare extraordinar curajul care abordă meciurile. Fotbalul este făcut dacă ai curaj, dacă ai talent și din fericire avem și talent și curaj și avem oameni care îl pot construi. Urmează un meci de cupă cu Craiova. E cupa prioritară pentru VC Botoșani în acest sezon? Este prioritară, să știți. Este foarte prioritară. Nu știu dacă pot aduce, dar e un trofeu la care ne gândim mult serios. Am venit cu Marius cu chestiunea asta. Avem joi un meci formidabil de important. Eu spun că îl vom trata ca atare, chiar dacă suntem obosiți, dar eu spun că ne putem recupera. De asta suntem
fotbaliști profesioniști, de asta avem o echipă, un staff medical și o echipă care se ocupă de recuperare. Sper să-i refacă pe toți și joi să fim într-o formă bună pentru meciul Craiova. Alumaos nu mai este singurul sirian din prima ligă. Am văzut că și cei de la Hermannstadt au adus un jucător și au avut același val de reacții. Da. Bravo. Au discutat cu voi, v-au întrebat despre... Nu știu. Nu, noi l-am adus Alumaos pe o filieră destul de interesantă. A fost, eu zic, un pariu cumva câștigat și de marketing și fotbalistic. O să vedem mai departe ce putem face cu el, dar e un fotbalist excepțional. Voință, dăruire, talent. Sper să... Am avut singur cu portarul, dacă mă împingeam și asta în poartă, era mare. Dar asta e. Eu îl iubesc așa cum cât face el.